Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sunt Daniel Osmanović și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Focus la prima oră special. Mai întâi însă vă propun să vedem cele mai interesante, amuzante, utile și deosebite informații de pe la noi, dar și de peste hotare. Așadar, a venit toamna, a început programul Litoralul pentru toți. Ofertele pornesc de la 72 de lei pe noapte pentru două persoane. 24 de echipe s-au întrecut la Campionatul Național de Robotică. Competiția la care au participat cei mai buni liceeni din țară a fost extrem de strânsă. Și un român care locuiește de 20 de ani în Spania antrenează porumbei din toată lumea. Acum are în grijă numai puțin de 500 de păsări pe care le pregătește să devină campioane. Hotelierii români nu au ratat nici în acest an șansa de a câștiga bani și în septembrie mai toți s-au înscris în programul social Litoralul pentru toți. Încurajați de faptul că în această vară cei mai mulți români și-au petrecut vacanța pe litoralul românesc și nu au mai plecat în străinătate din cauza pandemiei, hotelierii au pregătit oferte speciale la prețuri reduse pentru cei care încă nu au reușit să plece în concediu. A fost o vară dincolo de așteptările hotelierilor, care a adus în stațiuni cu o treime mai mulți turiști față de anul trecut. Cele mai căutate au fost Mamaia și Eforie Nord, care au acumulat aproximativ 35% din totalul rezervărilor făcute la mare. Durata media sejurului în acest an a fost de 5,4 zile, similară cu cea din ultimii 2 ani, iar valoarea media pachetului turistic a fost de 470 de euro. Încasările hotelierilor au întrecut orice așteptări. Să spunem un per total, în jur de 30-40% față de anul precedent. Hotelul nostru a fost perceput ca un loc foarte sigur și s-a văzut în gradul de ocupare. Cei mai mulți turiști la Marea Neagră au venit din București, podiumul fiind completat de județele Timiș și Cluj. În top 10 mai intră județele Iași, Brașov, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Bacău, dar și Bihor. Turiștii care au venit din Cluj, din Timiș, din Iași, din Brașov, ca să menționez și alte județe, au petrecut mai multe zile pe litoralul nostru, pentru că nu e așa, dacă tot vii de la mare distanță, atunci și vrei să te bucuri de mai multă vacanță. Un alt trend care s-a accentuat anul acesta este preocuparea mai mare pe care o manifestă românii față de condițiile de cazare, în special față de curățenia din hoteluri, în raport cu prețul plătit pe sejur. Turiștii au fost dispuși să plătească sume mai mari pentru pachet de servicii turistice, dar să beneficieze de servicii de calitate superioară. Am avut și pachete ce includeau demipensiune, acces la microrezervație, la parcul de aventură din stațiunea Neptun. Aceasta este perioada cu cele mai mici tarife pe litoral. Sunt prețuri mici și pentru cei care vin acum, deoarece a început programul social Litoralul pentru toți, dar și pentru cei care vor veni în vara viitoare, deoarece pot să-și cumpere vacanța de acum prin sistemul Early Booking, înscrieri timpurii. Cel mai ieftin pachet prin programul Litoralul pentru toți, fără mic dejun, poate fi achiziționat la un hotel de 2 stele din stațiunea Saturn și costă pentru 2 persoane 72 de lei pe noapte, dacă se achiziționează un sejur de minimum 5 nopți. E super, e curat, doar că e rece. În program s-au înscris 42 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoral, care pun la dispoziția turiștilor un număr de aproximativ 3400 de locuri. Dacă nu știați, în România există un festival al trufelor. Și nu oriunde, ci pe tărâmurile de vis ale Bucovinei. Iar bucătarii, veți vedea, s-au întrecut în a prepara aromatele trufe. A fost o petrecere pe cinste la care sute de oameni au venit din curiozitate și au plecat uimiți și bine dispuși. Pentru prima oară în România a fost organizat un eveniment atipic pentru gusturile românilor. Tocmai de aceea, organizatorii Festivalului Trufelor de la Pârtești de Jos speră ca în acest fel să stârnească curiozitatea oamenilor în ceea ce privește aceste ciuperci. Păi, cumva a fost cerut de mai multă lume. Adică, pe unde ajungeam, oamenii spuneau, mă încurajau, băi, faceți-mă ceva ca să creșteți consumul pe piața internă a trufelor, pentru că oamenii nu știu să consume trufe. Și tot asta, bă, ce putem să facem? Și am zis, bă, cel mai simplu este să dăm trufe oamenilor. Cam atât de simplu, știi? Și am zis, hai să facem un festival al trufelor. Pârtești de Jos este o localitate cunoscută pentru bogăția în trufe, care cresc în pădurile din zonă. Astfel, sute de oameni, nu doar din județ, ci și din împrejurimi, cunoscători ai diamantelor negre, au fost atrași de festival. Și nu au avut ce regreta. Au putut gusta nenumărate bucate alese, bucovinene și nu numai. Toate, bineînțeles, asezonate cu trufe. Pentru început am început cu o ciorbă de hrib.
la care avem câteva toppinguri și trufe proaspete, ca să le punem puțin în evidență aroma trufelor. Porc la prățap, nu știu, sarmale, ribi cu smântână, pui cu smântână, un smoker bucovinean de-al nostru tradițional. No, ce o să avem deosebit o să fie balonșul cu trufe, care balonșul practic este o mâncare tradițională ciobănească, să zic așa, de la stână, pe care o poți mânca doar la stână, deoarece acolo ai ingredientele. Și noi l-am adus de la stână aici și îl înnobilăm cu trufe. Nu a lipsit, evident, nici muzica. Mâncarea este foarte bună, ciorba de ribi cu trufe, făcută de domnul care am văzut că l-ați intervievat deja, foarte bună. La fel acolo să fie puiul cu smântână. Și ce-am mai luat? Trufele de la domnul, care le are deja conservate. Cum este mâncarea? Este foarte bună. Este foarte important că se întâmplă lucrurile astea și la noi, pentru că tot am mers în continuu prin alte țări și prin alte zone unde mereu fac sărbătorile astea. Ba mistrețului, ba bureților, ba... E bine că se întâmplă și la noi. Și sunt ei la început, dar cred că sunt pe drumul cel bun. Organizatorii spun că efortul a meritat, iar faptul că oamenii au fost în număr atât de mare i-a convins să continue festivalul trufelor și în următorii ani. Peste 200 de doamne și domnișoare din Galați au pedalat 7 km prin oraș pentru a demonstra că mersul pe bicicletă și cochetăria feminină merg mână în mână. A fost a 5-a ediție a Skirt Bike, un eveniment prin care organizatorii și-au propus să promoveze mersul pe bicicletă. Ați respectat, văd, tematica, Hawaii. Ah, da, sigur. Ce aveți pe dumneavoastră? O ghirlandă? O ghirlandă, da. Și fustița? La fel, specific hawaiană? Normal, da. Dumneavoastră le-ați făcut, le-ați primit? Le-am primit de la sponsor. E prima oară când faceți după asta? Nu, nu, a doua oară. Ce v-a făcut? Ce vă place de venit? Păi, ne place să mergem cu bicicleta. Și frumos aranjate. Da, corect. Nu e prima oară, am mai fost și acum 3 ani, înainte de pandemie. Și acum ați așteptat cu nerăbdare să reînceapă? Da, nerăbdare. M-am înscris de acum o lună pe internet, pe site-ul lor. De o lună? Mhm. Ce vă place la activa asta? Îmi place ideea de a participa cu fustițe, cu rochițe. Tema? Vă place? Da, foarte mult. M-a încântat când am auzit ieri. Și m-am pregătit imediat. Mie îmi place să merg cu bicicleta, îmi place să pedalez și în natură. Te pregătești pentru cursă? Da. Nu te încurcă rochiță cu bicicleta? Puțin. Ai mai fost vreodată sau e prima oară? E prima oară când vin cu rochia. Noi, partea masculină din Bikers, o să soțim fetele pe traseu, o să asigurăm toată coloana de-a lung, vom flanca până în grădina publică. De aici până în grădina publică, un traseu de aproximativ 7 km. Ne bucurăm foarte mult că după o perioadă în care nu s-a mai desfășurat evenimente în Galați, văd că ia din nou amploare fenomenul ciclist în Galați și este extraordinar de bine, este o bucurie atât de mare pentru noi. Mai sunt mai puțin de 2 săptămâni până la începerea unui nou an școlar. Spre deosebire de anul trecut, toți elevii vor merge fizic la ore, însă vor fi nevoiți să poarte mască în interior și să păstreze distanțarea socială. Dar dacă o localitate depășește pragul de 6 infectări la 1000 de locuitori, toți elevii vor învăța de acasă. E decizia comună a Ministerelor Educației și Sănătății. O noutate în acest an este și faptul că elevii de peste 12 ani se vor putea imuniza în școli, iar profesorii vor fi testați doar dacă prezintă simptome. O problemă majoră rămâne însă cea a școlilor care sunt încă în renovare. Școala începe cu o prezență fizică pentru toată lumea. Atât copiii care merg la creșă și grădiniță, dar și toți elevii vor reveni în bănci din 13 septembrie. Însă doar dacă rata de infectare din localitate nu va trece de 6 la 1000 de locuitori.
După depășirea ratei de infectare de 6 la 1000, rămân deschise creșele și grădinițele. Toți elevii intră în online, cu o singură excepție. Învățământul special. După depășirea ratei de infectare de 6 la 1000, nu vor mai fi permise nici măcar activitățile remediale. La acele incidențe ne așteptăm ca transmiterea inclusiv la copii să fie una destul de crescută. Rata de infectare luată în calcul va fi doar cea din ziua de vineri a fiecărei săptămâni. Dacă vreți să mă întrebați ce se întâmplă dacă ziua de vineri este 5,99 și se permite funcționare cu prezență fizică, iar de luni avem 601 și 603, se respectă rata de infectare de vineri. Distanța de un metru și masca în interior rămân obligatorii. Măștile textile sunt permise dacă acoperă corect nasul și bărbia. Și orele de educație fizică se pot face la interior atât timp cât rata de infectare este sub 2 la 1000 de locuitori. Peste această valoare, orele se fac afară. În cazul în care un elev este testat pozitiv cu SARS-CoV-2, atunci toți elevii din clasă trec în online pentru 14 zile. Se pot întoarce la școală după 8 zile dacă se testează. Acest scenariu este valabil doar pentru clasele pregătitoare și până la clasa a 6-a. Pentru elevii de la clasele a 7-a până la 12-a se aplică un alt scenariu. Copiii care au fost vaccinați sau au trecut prin boală în ultimele 180 de zile pot continua să învețe față în față. Ceilalți copii trec pe învățământ online, la fel ca și în clasele primare și până la clasa a 6-a, pentru 14 zile, dar cu posibilitatea testării și revenirii la școală, începând cu ziua a 8-a. În cazul în care sunt depistate focare într-o școală, atunci DSP decide dacă unitatea de învățământ trece sau nu în online. Vor putea opta pentru învățământ exclusiv online elevii bolnavi cronic, indiferent dacă sunt sau nu vaccinați. O problemă rămâne însă cea a școlilor care se află în renovare. Pentru ca scenariul de anul trecut să nu se repete, când mai multe școli din București au trebuit să facă ore online pentru că nu erau gata cu lucrările, ar trebui ca și acum această școală din sectorul 2, Colegiul Emil Racoviță, dar și altele din București, să fie gata până pe maximum 12 septembrie cu renovările, ca pe 13 septembrie copiii să se reîntoarcă la școală. Terminați până pe 13? Teoretic, da, practic, sperăm. Vă trebuie multe schele și de-asta. Cam mai e ideea, da. Nu știu, noi intenționăm să da. În principiu, da. Practic, nu se știe. Văzut, da. Dar teoretic, copiii vin aici la școală. Teoretic, adică nu-i mutați în altă parte. Nu cred că ea nu s-a ceva făcut. Suntem asigurați astăzi, 1 septembrie, raportarea corect este de ieri, că nu sunt îngrijorări cu privire la finalizarea lucrărilor de reabilitare până la începerea școlii în data de 13 septembrie. Noi reguli în Uniunea Europeană în domeniul alimentar. Mâncarea pe care o vom cumpăra va conține mai puțin plumb și cadmium. Sunt metale grele care se regăsesc inclusiv în produsele destinate copiilor. Plumb și cadmiu. Consumate regulat, cele două metale din tabelul lui Mendeleev pot duce la apariția unor grave probleme de sănătate. De altfel, ele se găsesc în multe dintre alimentele pe care le cumpărăm din supermarket. Rețetele alimentelor vor fi schimbate conform Comisiei Europene. De exemplu, atunci când vorbim despre laptele praf pentru bebeluși, cantitățile de plumb trebuie să fie reduse neapărat de la 0,05 mg per kilogram la 0,02. Același lucru se va întâmpla și cu alimentele pe care adulții le consumă frecvent. Vorbim aici despre carne și vin. În categoria produselor care ne afectează sănătatea se încadrează și fructele, dar și legumele. În principiu, metalele grele sunt absorbite prin sistemul digestiv, dar cu toate acestea pot determina și cancer pulmonar și cancer de prostată, de exemplu, pe lângă organele digestive care pot fi afectate. Medicii oncologi spun că cei mai afectați sunt copiii. Pentru copii sunt cu atât mai periculoase, pentru că un copil, mai ales un bebeluș, în speță, nu are încă un sistem complet dezvoltat, astfel încât să facă față acestor substanțe. Rinichii, ficatul sunt afectate. Ele, nefiind complet dezvoltate, nu pot să proceseze și să elimine aceste substanțe. Decizia oficialilor Comisiei are drept scop reducerea factorilor care contribuie la îmbolnăvirea cetățenilor europeni. Încercăm să diminuăm orice risc care poate fi asociat cu acești doi contaminanți despre care vă pomeneam, respectiv cadmiu și plumbul. Ne dăm seama și știm deja din o mulțime de studii că
Este posibil ca alimentele, să spunem, nesănătoase să sporească riscul de cancer și vrem să eliminăm cu totul acest risc. Producătorii trebuie să epuizeze stocurile existente până în luna februarie anului 2022. După această dată sunt obligați să schimbe rețetele astfel încât să respecte noile reguli. Zeci de elevi din toată țara au participat la Campionatul Național de Robotică, organizat la Sala Polivalentă din București. În timpul lor liber, tinerii muncesc pentru a construi roboți. Ca atare, sunt extrem de apreciați la competițiile de gen din toată lumea. De echipe. Cele mai bune din întreaga țară au participat la Campionatul Național de Robotică pentru elevi de liceu desfășurat în Sala Polivalentă din București. Anul acesta tema care ne-a fost dată a fost să luăm aceste inele din burete și să le luăm de pe jos, să le aruncăm la o poartă de vreo un metru înălțime. Competiția a fost strânsă pentru că toți elevii veniți din toate colțurile țării au vrut să demonstreze că robotul lor este cel mai bun. În spatele roboților stă muncă multă și la fel de multă pasiune. Robotul acesta ne-a luat mai tot timpul nostru liber. La el am lucrat de la începutul sezonului, care a început undeva prin septembrie și l-am terminat undeva pe la sfârșitul lunii mai. Suntem foarte pasionați de robotică. Noi petrecem mai majoritatea timpului în laboratorul de robotică, unde testăm, construim, programăm. Robotica pentru mine cred că înseamnă totul, pentru că a reprezentat o dezvoltare atât pe planul emoțional și personal, cât și pe planul științific și de cunoștințe tehnice. De 3 ani încoace iubesc să fac asta și o fac în fiecare zi cu pasiune și plăcere. De mic eram pasionat de circuite, de mecanisme, de chiar de programare, pentru că petreceam foarte mult timp pe calculator și la robotică am ajuns cumva să îmbin toate aceste trei lucruri. Elevii români participă și la competiții internaționale, unde sunt extrem de apreciați. Robotul pe care îl construim în momentul de față are mai multe sisteme care trebuie să îndeplinească mai multe task-uri și construit pe modelul FTC din moment ce avem experiență de la First Tech Challenge. Ne trezim, mergem la laborator, ajungem acasă, lucrăm tot pentru competițiile la care ne-am calificat, pentru că noi lucrăm pe două fronturi și aici, pentru FTC. Eu sunt foarte fericită că am reușit să organizăm competiția offline, să nu fim online cum am fost anul trecut. În mod normal e o desfășurare mult mai mare de forță, dar anul ăsta, pentru că încă suntem în pandemie, am redus numărul echipelor la 24. Sunt în fiecare an din ce în ce mai mulți copii pasionați de robotică. Odată ce am lansat microbul roboticii în România, gândiți-vă că multe mame, ca și mine, își doresc să-și scoată copiii de la calculator. Programul de robotică First Tech Challenge România este organizat din 2016 de Asociația Nație prin Educație. Veste bună pentru românii care fac plăți online. Își vor putea achita facturile la utilități prin intermediul platformei ghișeul.ro. Autoritatea care se ocupă de administrarea acesteia a anunțat că operațiunile nu vor fi însoțite de comisioane. Deocamdată pe site se regăsește doar un singur furnizor de utilități. În prezent, e bine de știut că puțin peste 1 milion de români au un cont deschis pe ghișeul.ro. Aici cetățeanul poate introduce numele de utilizator și parola dacă acestea au fost create, dacă nu poate intra în secțiunea creare cont. Pentru utilități, cetățeanul sau administrația sau asociația de proprietari se loghează. Intrăm în secțiunea de utilități, după care pentru a verifica soldul dăm click pe sume de plată și în acest moment platforma ghișeul.ro apelează baza de date a celor de la Panova și dacă avem facturi de plată, ne apare aici. Numărul celor care își plătesc taxele și impozitele online este la cote reduse, raportat la media europeană. Din 2011 până în ianuarie 2020 erau 500.000 de utilizatori, iar din ianuarie 2020 până astăzi s-au mai adăugat aproximativ încă 600.000. Prin modificările făcute în luna august anul trecut,
trecut, am extins plaja de plăți din ghișoul.ro asupra tuturor serviciilor de utilitate publică. Servicii de utilitate publică însemnând inclusiv emiterea pașaportului, a permisului de conducere, a plăcuțelor de matriculare, plata taxelor școlare. Drumul până la o relație complet digitalizată cu statul român este însă unul lung. E un prim pas în vederea digitalizării serviciilor publice și ar trebui urmat și de către alte companii care oferă servicii publice, servicii de utilități publice. România este astăzi pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare. În continuare sunt mulți cei care n-au auzit de această posibilitate de a relaționa cu instituțiile statului. Am auzit de ea, dar nu o folosesc. Nu mă prea pricep la tehnologie și la astea, cu toate că sunt utile. Nu o folosesc, știu la ce servicii oferă, dar nu o folosesc. Am încercat la un moment dat și nu era foarte greu, am reușit să mă descurc, era cam complicat ce se întâmpla acolo. În cei 10 ani de la înființarea ghișeul.ro, România au efectuat plăți totale prin intermediul acestei platforme în valoare de aproape 200 de milioane de euro. Cifre îngrijorătoare în urma recensământului delfinilor din Marea Neagră. Deși cercetătorii estimau că în apele mării se regăsesc în jur de 500.000 de exemplare, în realitate numărul lor e la jumătate. Acum cercetătorii vor să ceară autorităților măsuri reale de protecție pentru delfini. Cât de frumos, uite-i mă! Sunt 4 acum! Studiul la care au luat parte România, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Georgia și Turcia a pornit în 2019, când se estima că numărul delfinilor este de 200.000. Asta în condițiile în care cercetările din 1950 arătau că numărul acestor mamifere era de 2 milioane de exemplare. Specialiștii au monitorizat coloniile de delfini din aer, dar și de pe apă. Datele obținute arată o decimare a numărului de delfini față de 1950, dar o mică îmbunătățire față de 2019. În apele teritoriale românești avem 21.000 de cetacee, iar la nivelul întregului bazin al Mării Negre, undeva între 200.000 și 500.000 de exemplare. Ultimul recensământ care să acopere întreg bazinul Mării Negre undeva a fost estimat în anii 1960. Atunci era de ordinul milioanelor, acum sunt într-adevăr mult mai puțini. Delfinii dispar din Marea Neagră din cauza oamenilor, susțin specialiștii. Poluarea, pescarii, dar și turiștii contribuie la distrugerea speciei. Mai ales plasele pescarilor, plasele puse pentru pescuitul pasiv, cum sunt alienele, sau pentru secile de calcan. Cel mai mare factor limitativ este lipsa hranei a peștelui, fiindcă sunt în competiție cu noi, cu pescarii, cu oamenii. Produce o pierdere populațională destul de importantă, calculată undeva la aproape 20%, ceea ce este enorm. De la 2% acceptabil la un 20%. Dușmanii de moarte ai delfinilor sunt plasele pescărești. Există două tipuri, cu fir gros și cu fir subțire. Acestea se numesc monofilament. Un delfin prins într-o plasă groasă nu poate ieși afară și moare înnecat. Un delfin prins într-o plasă din nylon foarte fin se va zbate suficient de mult astfel încât să rupă plasa și să se elibereze singur. Când în plasele de relon, în 5 minute un delfin moare, dacă nu este la suprafață. Mai ales în plasele de calcană, că acolo ochiul este de 20 ori 20 de centimetri, ochi foarte mare. Delfinii au ajuns epuizați după interacțiunile cu oamenii. Traficul naval crescut îi sperie. Împuținarea peștelui înfometează, iar poluarea îi omoară încet. Delfinii sunt înfometați, sufocați în plase. Ajung la mal cu cozile tăiate de elici și își dau viața pe plajele turistice. Cercetătorii susțin că într-un singur sezon de pescuit industrial există riscul ca 40% din populația de delfini din Marea Neagră să dispară. Este duminică, așadar poate ne dorim o cafea în afara Bucureștiului, în afara localității în care locuim. Bună dimineața, Georgie, avem vreo șansă? Bună dimineața, Daniel, la aer bună liber, dimineața la tuturor. Iarbă verde, un grătar pe malul unui râu. La munte, pe alocuri va ploua, la fel și în est și în centru, mai spunem zone. Unde ai vrea să te duci? Spune-mi pe exact. Litoral, de exemplu. Și acolo temperaturile scad. Să știi că temperaturile vor fi... Dar e soare măcar? Nu. Nu. Bun. Nu. Unde este soare atunci în România? Păi nu prea este soare, pentru că vremea astăzi este schimbătoare, temperaturile scad în toată țara și nu prea găsim cer mai mult variabil cam în toate zonele, soarele, să știi. Din sufletul nostru, te rog frumos. Da. Să-l arăți. Da. Acum, chiar acum.
Așadar, astăzi temperaturile vor fi în scădere în aproape toată țara, mai ales în jumătatea de est, acolo unde vremea va fi de-a dreptul rece. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 15 grade în nordul Moldovei și 27-28 de grade în sud-vestul Olteniei, iar minimele se vor încadra între 3 și 15 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Vor fi și ploi pe alocuri ziua în est, centru și la munte, iar noaptea în special în sud-vest. În restul țării va ploua doar izolat. Capitala acum, diminețile și nopțile continuă să fie reci în București. Noaptea nu vor fi mai mult de 11-12 grade, iar ziua o să fie mai răcoare decât normalul perioadei. După cum vedeți pe hartă, nu vom avea astăzi mai mult de 24 de grade. Săptămâna debutează cu temperaturi în scădere. Să știți, o să fie din nou rece pentru început de septembrie. Iată, 20 de grade. Cerul va fi variabil, dar sunt șanse mici de ploaie. Marți, 21 de grade. Chiar dacă pe timpul zilei celor va fi mai mult senin, valorile termice tot nu se apropie de cât ar trebui să fie în această perioadă. Bun, să mergem acum la munte. Va ploua în Carpații oriental și meridional, iar pe creste vântul va avea unele intensificări. Să vedem și temperaturile de astăzi la Sinai. Avem 13 grade, la Predeal 14, iar la Păltiniș va fi cel mai cald, 22 de grade. Ne mutăm la marea noastră, dar nu am vești bune pentru cei ce sunt pe litoral, pentru că astăzi vremea va fi schimbătoare și scad temperaturile. Maximele se vor încadra între 19 și 21 de grade și noaptea va fi rece, cu minime între 11 și 14 grade. Cerul o să aibă norări și trecător va ploa slab. Apa mării va avea în jur de 20-22 de grade. În Bulgaria, temperaturi de 22-23 de grade în stațiunile de aici, de pe harta mea, din spatele meu. Cerul și acolo va fi variabil, este puțin probabil să plouă. În Lefkada, însă, ziua de astăzi începe cu ploi slabe, iar după amiază este posibil să apară și fenomene electrice. Temperatura maximă o să fie de 24 de grade. În restul stațiunilor, cerul va avea unele înnorări, dar cel mai probabil nu va ploua. Mă întorc la tine, Daniel. Mulțumesc frumos, Georgia. Știi ce am reținut? 20-21 de grade în aer și vreo 20-22 de grade în apa mării. Ceea ce înseamnă că nu e tocmai rău dacă simți nevoia să mai faci vreo bani. Dacă simți, dar nu, eu una personal nu cred că aș simți la 21 de grade. Mersi frumos, Georgia. Doamnelor și domnilor, vă invit să luați alături de mine o scurtă pauză de publicitate. Revenim. Deși vine din America de Sud, quinoa e din ce în ce mai apreciată în bucătăria românească. E atât de bogată în nutrienți încât e numită mama tuturor cerealelor. Evident că urmează Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega mea, Luciana Indre. Bună dimineața! Originară din America de Sud, unde era supranumită mama tuturor boabelor, quinoa câștigă tot mai mult teren și în bucătăria românească. Face parte din familia pseudocerealelor, iar specialiștii nutriție consideră că este unul dintre alimentele care ar putea eradica foametea la nivel mondial. Asta tocmai datorită calităților sale nutritive deosebite, pe care vă invit să le descoperim chiar acum. Quinoa face parte din familia cerealelor ancestrale, fiind originară din America de Sud. Este o plantă erbacee cu flori, înrudită botanic mai degrabă cu spanacul și amarantul. În America de Sud poate fi găsită și la altitudini de peste 4.000 de metri, fiind unul dintre ingredientele cele mai des întâlnite în mâncărurile localnicilor. Aceasta a devenit din ce în ce mai populară și la noi în ultimii ani, fiind menționată de nutriționiști pe lista superalimentelor alături de nuci, goji, semințe de inci, de cânepă, dar și de alte produse organice. Quinoa conține mai multe substanțe nutritive, precum mangan, fier, cupru, proteine, zinc, magneziu, acid folic și potasiu. În afară de acestea, quinoa are în compoziția sa carbohidrați și grăsimi, acizi grași omega-3, vitaminele B1, B2, B3, B6 și calciu. Aceste semințe micuțe conțin și cantități însemnate din două flavonoide cu un efect puternic antioxidant.
antioxidant ce protejează organismul împotriva riscului dezvoltării celulelor canceroase. Pentru persoanele care suferă de intoleranță la gluten sau pur și simplu încearcă să evite această substanță, quinoa este alimentul potrivit, întrucât furnizează o cantitate însemnată de substanțe nutritive și mărește nivelul antioxidanților din organism. Totodată, acest superaliment este cel mai bogat în fibre din clasa cerealelor, cu un conținut de 2,5 mg de fibre la o cantitate de aproximativ 200 de grame. Astfel, quinoa ajută la scăderea nivelului de colesterol din sânge, dar și la pierderea în greutate. Quinoa conține și o cantitate însemnată de proteine și oferă aminoacizii esențiali unei diete echilibrate, spre deosebire de majoritatea alimentelor pe care le consumăm. Această calitate îi oferă un loc central în dieta persoanelor vegetariene sau vegane. Înainte de preparare, este indicat să lăsăm quinoa în apă pentru a diminua nivelul de acid fitic, ce împiedică absorpția nutrienților, și pentru a ajuta organismul să absoarbă o cantitate cât mai mare de minerale din acest superaliment. Studiile de specialitate arată că acest aliment îmbunătățește rata metabolică și ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge. Cu toate acestea, persoanele care suferă de pietre la rinichi trebuie să evite consumul acestui aliment, întrucât nivelul ridicat de oxalați diminuează absorpția calciului în organism și poate duce la complicații renale. Organizarea unor evenimente importante ne ocupă foarte mult timp și presupune căutări îndelungate pentru a lua cele mai bune decizii. Acum toate aceste griji sunt preluate de o nouă platformă online, al cărei scop este acela de a ne ușura munca. Mai multe detalii aflăm chiar acum la Trend IT, alături de Bianca Iordache. Bun găsit tuturor! Un nou concept adaptat pentru piața de evenimente din România și creat sub forma unei platforme online schimbă complet regulile și face ca procesul de organizare a unui eveniment să fie mult mai eficient. Astfel, clienții sunt conectați cu furnizorii de servicii și oferă mult mai multe opțiuni celor care vor un eveniment. Mai multe detalii despre aceasta ne oferă Ioana Dragomir. Bună dimineața! Bună dimineața, Bianca! Bine te-am găsit! Tulipăr, foarte scurt, o platformă extrem de eficientă și foarte recentă. Spune mai multe despre aceasta. Tulipăr este de fapt un marketplace pentru servicii din industria de evenimente. Aducem împreună clienți și furnizori din toate colțurile țării și le facilităm procesul de cerere-ofertă. Printre furnizorii noștri se numără furnizori din categoria de decorațiuni, localuri, band-uri și DJ. Acoperim practic orice serviciu de care ai avea nevoie pentru evenimentul tău. Furnizorii își pot lista serviciile pentru a-și crește vizibilitatea și a se promova cu mai puține resurse, în timp ce clienții găsesc totul într-un singur loc, mult mai simplu și mai eficient, printr-o singură cerere. De unde a pornit întreaga idee? Tulipăr a pornit dintr-o nevoie firească și mai ales o frustrare personală. Au urmat câteva luni de research în care am analizat platforme și modele diferite și am creat o versiune adaptată pieței din România. Cei mai mulți dintre noi am fost nevoiți să organizăm un eveniment cel puțin o dată și știm cât de lung și anevoios este întregul proces. Căutăm foarte mult timp furnizori, le solicităm oferte, uneori primim răspuns înapoi, alteori nu, și acest lucru poate deveni frustrant. Nevoia este cât se poate de justificată, având în vedere că ne raportăm la o piață foarte mare, cu o valoare estimată de peste 2 miliarde de euro. În România au loc anual aproximativ 350.000 de evenimente private și există peste 30.000 de furnizori de servicii, în special business-uri mici și mijlocii. Procesul, după cum bine vedem, este extrem de simplu. Sunt doar 3 pași. Ceri ofertă, compari furnizorii și în final alegi furnizorul potrivit. Contul se creează automat odată ce este transmisă cererea. Spune-mi, te rog, căror tipuri de evenimente se adresează? Tulipăr este un marketplace pentru toate categoriile de evenimente. Poți găsi aici săli de conferință, corturi, ballroom-uri, logistică pentru evenimentul tău, ice cream van-uri, entertainment și așa mai departe. Chiar săptămânile trecute am facilitat găsirea unor trambuline bungee pentru unul dintre cele mai mari festivaluri din România. În plus, sistemul de cerere-ofertă este automatizat, astfel încât o cerere ajunge automat la toți furnizorii conform criteriilor selectate. Uneori pot fi zeci de furnizori și în felul acesta clientul poate să compare și să ia decizii mult mai rapid.
În plus, începem să căpătăm acel market intelligence și datorită datelor furnizate de platformă putem identifica dinamica și nevoile clienților din România. Timp de 6 luni ne-am concentrat exclusiv asupra furnizorilor. Am stat de vorbă cu ei despre platformă, am înțeles nevoile lor, pe mulți dintre ei am cunoscut chiar personal și am încheiat peste 500 de colaborări. În tot acest timp, platforma a crescut organic la câteva mii de vizitatori pe lună. Din luna aprilie, focusul nostru s-a mutat către utilizatori. Comunitatea noastră de furnizori a continuat să crească, am ajuns la peste 1000 de furnizori. Și în același timp și numărul de vizitatori unici pe lună. Ce mi se pare interesant, Ioana, e că deși este în plină dezvoltare platforma, în continuare există o problemă la nivel de furnizori. Aceea de a accepta digitalul, corect? Da, este un paradox. Promovarea online pare simplă, intuitivă și în același timp toată lumea o face, așa că este destul de greu să te diferențiezi ca furnizor. În același timp, clienții, în multitudinea de opțiuni pe care o au, caută practic acul în carul cu fân. De fapt, clientul și furnizorul se caută unul pe altul, doar că pe o rută ocolitoare. Ceea ce facem noi este să aducem clientul pe platformă și să-i oferim un algoritm care să-l ajute să caute în acest car cu fân acul de care are el de fapt nevoie. Furnizorii în același timp își reduc foarte mult costurile de promovare, pentru că asta le consumă resurse de timp și resurse de bani. Mai departe, nu intermediem relația dintre client și furnizor. Aceștia intră în contact direct și discută detaliile contractului respectiv. Suntem destul de flexibili în ceea ce privește modelul de business. Avem mai multe variante. Furnizorii își pot achiziționa fie un abonament, fie pot plăti per lead, așa cum numim noi, pentru a intra în contact cu un anumit client cu care ei consideră că ar putea încheia cu succes. În final, găsirea furnizorilor este doar un pas dintr-un proces mai amplu, a cărui finalitate este evenimentul în sine. Tulipor își propune să automatizeze toți pașii acestui proces, de la găsire, la contractare și plată, până la tool-uri specifice de coordonare. Proiectul este mult mai complex. Noi spunem că acum ne aflăm la stadiul de MVP și va fi posibil în lunile următoare. Îți mulțumesc, Ioana! Mulțumesc, Bianca! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne vedem și mâine. Pe curând! Alitalia, una dintre cele mai cunoscute companii aeriene din lume, se închide. După mai multe decenii în care a mers pe pierdere și după multe miliarde de euro injectate de guvernul de la Roma pentru a o salva, s-a ajuns la concluzia că cel mai bine e totuși lichidarea companiei. Locul său va fi luat din... spune istoria plină de farmec a companiei care a întruchipat cândva mândria națională a Italiei. Bun găsit! Fondată în urmă cu 74 de ani, Alitalia era cândva cunoscută drept Freccia Alata, adică săgeata înaripată. Alături de delicioasa bucătărie italiană și de faimoasele branduri auto, Alitalia a fost unul dintre cele mai faimoase simboluri ale țării. Când italienii se întorceau acasă din călătoriile în străinătate, erau întâmpinați la bordul aeronavelor Alitalia cu un călduros buongiorno și cu un familiar și delicios meniu compus din spaghetti cu sos roșu și celebrele cotoleta alla milanese. Pentru toți era ca și cum deja ar fi ajuns acasă. În anii 50, la scurt timp de la înființare, avioanele Alitalia erau și un adevărat catwalk. Stewardesele purtau uniforme elegante semnate de designer celebri, printre care Sorele Fontana sau Giorgio Armani. Compania s-a bucurat și de binecuvântarea celei mai înalte autorități religioase. Începând cu 1964, și-a pus la dispoziție cu regularitate avioanele pentru călătoriile papilor. Aeronava care îl avea la bord pe suveranul Pontif avea numele de cod Shepherd One, echivalentul italian al Air Force One, avionul aflat exclusiv la dispoziția președintelui SUA. Însă Alitalia nu a însemnat doar strălucire și prestigiu. În ultimii 30 de ani, guvernul de la Roma a pompat miliarde de euro în încercarea de a ține compania pe linia de plutire. Eforturile au fost însă zadarnice, deoarece Alitalia nu a putut ține pasul cu acerba competiție a companiilor aeriene low cost. O lovitură puternică a fost încasată odată
odată cu atacurile teroriste din SUA din 11 septembrie 2001, care au afectat întreaga industrie aviatică. Picătura care a umplut paharul falimentului a fost însă pandemia de coronavirus, care i-a țintuit avioanele la sol și a golit conturile și așa puternic zdruncinate. Criza îndelungată pe care a traversat-o Alitalia a însemnat și o scădere a calității serviciilor oferite, iar grevele frecvente ale angajaților i-au scos din minți pe pasagerii care adeseori se trezeau peste noapte cu zborurile anulate. Într-o situație similară se află și Taromul Nostru, o companie aflată de ani de zile pe pierdere, dar pe care statul român se chinuie să o mențină pe linia de plutire. Chiar dacă sunt nevoit să renunțe la multe lucruri care aduc confortul de zi cu zi, sunt români care fac acest lucru pentru a-și practica hobby-ul. Nimic nu e mai presus de pasiunea de a face ceea ce le place. Este și cazul lui Ionuț Nica, românul care a plecat în Spania de mai bine de 20 de ani, este acum un nume respectat printre iubitorii de porumbei din Peninsula Iberică. Proprietari renumiți din toată lumea îi trimit păsările pentru a le antrena să devină campioane. Nu e un lucru ușor nici pentru păsări, nici pentru el. Românul spune însă că fiecare obstacol este un pas înainte, o motivație în plus. Este ușor să găsești casa unde stă Ionuț. Este suficient să te uiți cu atenție pe cer și unde vezi sute de porumbei care zboară organizat, acolo îl găsești. Este o pasiune care ocupă aproape tot timpul. Eu sunt organizator de columbodrom, dar în același timp sunt și participant. Particip în Spania, particip în România și este o competiție internațională. Porumbeii mei sunt contra porumbeilor din Germania, din Italia, din Austria. Acum are 500 de porumbei. Majoritatea nu sunt ai lui, ci au fost aduși pentru antrenament. Printre acești porumbei, încerc să o identific, dar seamănă între ei. Pentru un profesionist nu este greu, dar pentru mine este foarte greu. Se află și Prințesa Mediteranei. Ea este un porumbel care a câștigat un mare concurs anul trecut. La mine în columbodrom, cel mai scump porumbel, locul 1, s-a vândut cu aproximativ 3.000 de euro. Ionuț a venit cu pasiunea din România. Este unul dintre puținii antrenori profesioniști din Spania. Programul este foarte strict, ca într-un cantonament al unei echipe naționale. Două antrenamente pe zi, masă și odihnă. Porumbelul, în primul și în primul rând, trebuie să vină dintr-o linie foarte bună de porumbei. În al doilea rând, trebuie să fie foarte bine antrenat. Dacă porumbelul nu este antrenat și nu are alimentația corespunzătoare și tot ce-i trebuie, nu poate să parcurgă această distanță. Ionuț Nica este unul dintre românii care reprezintă cu cinste comunitatea. În semn de mândrie, și-a arborat drapelul țării la intrarea în curtea casei. Toți angajații greci care lucrează în domeniul sănătății trebuie să se vaccineze împotriva COVID-19. Conform legii, angajații nevaccinați vor fi obligați să intre în concedii fără plată până când se vor imuniza. Înainte de adoptarea vaccinării să fie amânată. Cu toate acestea, un tribunal a respins peste 100 de petiții semnate de angajații din sănătate care solicitau un ordin judecătoresc care să împiedice intrarea în vigoare a noii legi până când Curtea Supremă se va pronunța în această speță. Peste 20.000 de angajați din sectorul medical, adică 20% din totalul lucrătorilor din sănătate, sunt nevaccinați. Doamnelor și domnilor, aici se încheie prima oră de Focus la prima oră special. Ne revedem în câteva minute. Rămâneți alături de mine. Am revenit, doamnelor și domnilor, și vă invit la cea de-a doua oră de Focus la prima oră special. Vă propun așadar să vedem împreună cele mai interesante, amuzante, utile, deosebite informații de la noi și de peste hotare. Au fost stabilite regulile care se vor aplica în noul an școlar. Școala va începe cu elevii în clase. După depășirea ratei de infectare de 6 la 1.000 în localitate, se trece la învățământul online. De acum vă puteți achita facturile la utilități pe platforma ghișeul.ro. Oficialii spun că nu veți plăti comisioane pentru aceste plăți. Și a venit toamna și a început programul Litoralul pentru Toți. Ofertele hotelierilor pornesc de la 72 de lei pe noapte pentru două persoane.
Zeci de elevi din toată țara au participat la campionatul național de robotică organizat la Sala Polivalentă din București. În timpul lor liber, tinerii muncesc pentru a construi roboți. Ca atare sunt extrem de apreciați la competițiile de gen din toată lumea. De echipe. Cele mai bune din întreaga țară au participat la campionatul național de robotică pentru elevi de liceu desfășurat în sala polivalentă din București. Anul acesta tema care ne-a fost dată a fost să luăm aceste inele din burete și să le luăm de pe jos, să le aruncăm la o poartă de vreo un metru înălțime. Competiția a fost strânsă pentru că toți elevii veniți din toate colțurile țării au vrut să demonstreze că robotul lor este cel mai bun. În spatele roboților stă muncă multă și la fel de multă pasiune. Robotul acesta ne-a luat mai tot timpul nostru liber. La el am lucrat de la începutul sezonului, care a început undeva prin septembrie și l-am terminat undeva pe la sfârșitul lunii mai. Suntem foarte pasionați de robotică. Noi petrecem mai majoritatea timpului în laboratorul de robotică, unde testăm, construim, programăm. Robotica pentru mine cred că înseamnă totul, pentru că a reprezentat o dezvoltare atât pe planul emoțional și personal, cât și pe planul științific și de cunoștințe tehnice. De 3 ani încoace iubesc să fac asta și o fac în fiecare zi cu pasiune și plăcere. De mic eram pasionat de circuite, de mecanisme, de chiar de programare, pentru că petreceam foarte mult timp pe calculator și la robotică am ajuns cumva să îmbin toate aceste trei lucruri. Elevii români participă și la competiții internaționale, unde sunt extrem de apreciați. Robotul pe care îl construim în momentul de față are mai multe sisteme care trebuie să îndeplinească mai multe task-uri și construit pe modelul FTC din moment ce avem experiență de la First Tech Challenge. Ne trezim, mergem la laborator, ajungem acasă, lucrăm tot pentru competițiile la care ne-am calificat, pentru că noi lucrăm pe două fronturi și aici, pentru FTC. Eu sunt foarte fericită că am reușit să organizăm competiția offline, să nu fim online cum am fost anul trecut. În mod normal e o desfășurare mult mai mare de forță, dar anul ăsta, pentru că încă suntem în pandemie, am redus numărul echipelor la 24. Sunt în fiecare an din ce în ce mai mulți copii pasionați de robotică. Odată ce am lansat microbul robotic în România, gândiți-vă că multe mame, ca și mine, își doresc să-și scoată copiii de la calculator. Programul de robotică First Tech Challenge România este organizat din 2016 de Asociația Nație Prin Educație. Noi reguli în Uniunea Europeană în domeniul alimentar, mâncarea pe care o vom cumpăra va conține mai puțin plumb și cadmium. Sunt metale grele care se regăsesc inclusiv în produsele destinate copiilor. Plumb și cadmiu, consumate regulat, cele două metale din tabelul lui Mendeleev pot duce la apariția unor grave probleme de sănătate. De altfel, ele se găsesc în multe dintre alimentele pe care le cumpărăm din supermarket. Rețetele alimentelor vor fi schimbate conform Comisiei Europene. De exemplu, atunci când vorbim despre laptele praf pentru bebeluși, cantitățile de plumb trebuie să fie reduse neapărat de la 0,05 mg per kilogram la 0,02. Același lucru se va întâmpla și cu alimentele pe care adulții le consumă frecvent. Vorbim aici despre carne și vin. În categoria produselor care ne afectează sănătatea se încadrează și fructele, dar și legumele. În principiu, metalele grele sunt absorbite prin sistemul digestiv, dar cu toate acestea pot determina și cancer pulmonar și cancer de prostată, de exemplu, pe lângă organele digestive care pot fi afectate. Medicii oncologi spun că cei mai afectați sunt copiii. Pentru copii sunt cu atât mai periculoase, pentru că un copil, mai ales un bebeluș, în speță, nu are încă un sistem complet dezvoltat, astfel încât să facă față acestor substanțe. Rinichii, ficatul sunt afectate. Ele, nefiind complet dezvoltate, nu pot să proceseze și să elimine aceste substanțe. Decizia oficialilor Comisiei are drept scop reducerea factorilor care contribuie la îmbolnăvirea cetățenilor europeni. Încercăm să diminuăm orice risc care poate fi asociat cu acești doi contaminanți despre care vă pomeneam, respectiv cadmiu și plumbul. Ne dăm seama și știm deja din o mulțime de studii că este posibil ca alimentele, să spunem, nesănătoase să sporească riscul de cancer și vrem să eliminăm cu totul acest risc. Producătorii trebuie
trebuie să epuizeze stocurile existente până în luna februarie anului 2022. După această dată sunt obligați să schimbe rețetele astfel încât să respecte noile reguli. Mai sunt mai puțin de două săptămâni până la începerea noului an școlar. Spre deosebire de anul trecut, toți elevii vor merge fizic la ore. Însă, vor fi nevoiți să poarte masca în interior și să păstreze distanța socială. Dar, dacă o localitate depășește pragul de 6 infectări la 1000 de locuitori, toți elevii vor învăța de acasă. E decizia comună a Ministerelor Educației și Sănătății. O noutate în acest an, de altfel, este și faptul că elevii de peste 12 ani se vor putea imuniza în școli, iar profesorii vor fi testați doar dacă prezintă simptome. O problemă majoră rămâne însă cea a școlilor care, ce să vezi, sunt în continuare în renovare. Școala începe cu o prezență fizică pentru toată lumea. Atât copiii care merg la creșă și grădiniță, dar și toți elevii vor reveni în bănci din 13 septembrie. Însă doar dacă rata de infectare din localitate nu va trece de 6 la 1000 de locuitori. După depășirea ratei de infectare de 6 la 1000, rămân deschise creșele și grădinițele. Toți elevii intră în online, cu o singură excepție. Învățământul special. După depășirea ratei de infectare de 6 la 1000, nu vor mai fi permise nici măcar activitățile remediale. La acele incidențe ne așteptăm ca transmiterea inclusiv la copii să fie una destul de crescută. Rata de infectare luată în calcul va fi doar cea din ziua de vineri a fiecărei săptămâni. Dacă vreți să mă întrebați ce se întâmplă dacă ziua de vineri este 5,99 și se permite funcționare cu prezență fizică, iar de luni aveți 6,01 și 6,03, se respectă rata de infectare de vineri. Distanța de un metru și masca în interior rămân obligatorii. Măștile textile sunt permise dacă acoperă corect nasul și bărbia. Și orele de educație fizică se pot face la interior atât timp cât rata de infectare este sub 2 la 1000 de locuitori. Peste această valoare, orele se fac afară. În cazul în care un elev este testat pozitiv cu SARS-CoV-2, atunci toți elevii din clasă trec în online pentru 14 zile. Se pot întoarce la școală după 8 zile dacă se testează. Acest scenariu este valabil doar pentru clasele pregătitoare și până la clasa a 6-a. Pentru elevii de la clasele a 7-a până la 12-a se aplică un alt scenariu. Copiii care au fost vaccinați sau au trecut prin boală în ultimele 180 de zile pot continua să învețe față în față. Ceilalți copii trec pe învățământ online, la fel ca și în clasele primare și până la clasa a 6-a, pentru 14 zile, dar cu posibilitatea testării și revenirii la școală, începând cu ziua a 8-a. În cazul în care sunt depistate focare într-o școală, atunci DSP decide dacă unitatea de învățământ trece sau nu în online. Vor putea opta pentru învățământ exclusiv online elevii bolnavi cronic, indiferent dacă sunt sau nu vaccinați. O problemă rămâne însă cea a școlilor care se află în renovare. Pentru ca scenariul de anul trecut să nu se repete, când mai multe școli din București au trebuit să facă ore online pentru că nu erau gata cu lucrările, ar trebui ca și acum această școală din sectorul 2, Colegiul Emil Racoviță, dar și altele din București, să fie gata până pe maximum 12 septembrie cu renovările, ca pe 13 septembrie copiii să se reîntoarcă la școală. Terminați până pe 13? Teoretic, da, practic. Sperăm. Nu vă trebuie multe schele și de asta. Cam mai e ideea, da. Nu știu, noi intenționăm să o da. În principiu, da. Practic, nu se știe. Văzut, da. Dar teoretic, copiii vin aici la școală. Teoretic, adică nu-i da. Nu, altă parte. Nu cred că ea nu s-a ceva făcut. Suntem asigurați astăzi, 1 septembrie, raportarea corect este de ieri, că nu sunt îngrijorări cu privire la finalizarea lucrărilor de reabilitare până la începerea școlii în data de 13 septembrie. Numele României a răsunat din nou la nivel internațional, de această dată datorită ansamblului folcloric Cununa Apusenilor din județul Cluj. Dansatorii au câștigat locul întâi la un concurs internațional desfășurat în Polonia. Trofeul Toporașul de Aur nu a mai fost câștigat de o trupă românească de mai bine de 17 ani. Ansamblul Casei de Cultură Dumitru Sopon din Gileu a fost înființat în anul 1983. De-a lungul timpului, generațiile s-au schimbat, iar din anul 2000, copiii foștilor dansatori au devenit noi membri. În total, cei doi instructori, Ciprian și Nicoleta Mureșan, pregătesc 90 de copii pe 3 categorii de vârstă. Recent, ansamblul Cununa Apusenilor a câștigat locul 1 la Festivalul Concurs Internațional de Folclor Montan din Zakopane, Polonia, unde s-au luptat cu alte 11 țări. Hey,
acesta a fost cel mai muncit, adică un an jumate cu pandemia și cu ce s-a întâmplat, noi am făcut pauză și am revenit în sala de repetiții după un an jumate și în 2 iunie. În 2 iunie și în 2 luni a trebuit să punem pe picioare un obicei, pentru că acolo a fost de tradiții și obiceiuri, obiceiul secerișul grâului. În spatele performanței stă multă muncă. Noi preferăm să le spunem jocuri, jocul tradițional, jocuri de la șură, care încercăm să-l punem în scenă cât mai bine posibil. Avem și jocuri de pereche, avem și jocuri feciorești și jocuri doar de fete, dar predomină jocurile în pereche. Ansamblul este o mândrie pentru comuna Gilău. Odată cu câștigarea trofeului Toporașul de Aur, dansatorii au primit pentru prima dată și un premiu în bani. Munca lor este compensată prin turnee în străinătate și peste ocean. Și atunci, dacă la început este interesul doar de a ieși din țară, pe parcurs apare și plăcerea de a dansa și a îmbrăca costumul național. Iar toate costumele tradiționale sunt realizate manual. De exemplu, cel din zona noastră, cam la 600-700 de lei e cel tradițional. Ansamblul este membru SIOF, o organizație mondială de folclor, așa cum sunt UEFA sau FIFA la fotbal. Înainte de pandemie am fost în Indonezia, am fost în Mexic, am fost în China și sperăm că și anul viitor o să putem să ajungem undeva în afara Europei. Și în anul 2012, dansatorii au luat locul întâi la un festival din Wisla, tot în Polonia. Dacă nu știați, în România există un festival al trufelor. Și nu oriunde, ci în Bucovina. Iar bucătarii s-au întrecut în a prepara aromatele trufe. A fost de altfel o petrecere pe cinste la care sute de oameni au venit din curiozitate și au plecat uimiți și bine dispuși. Priviți! Pentru prima oară în România a fost organizat un eveniment atipic pentru gusturile românilor. Tocmai de aceea, organizatorii Festivalului Trufelor de la Pârtești de Jos speră ca în acest fel să stârnească curiozitatea oamenilor în ceea ce privește aceste ciuperci. Păi, cumva a fost cerut de mai multă lume. Că pe unde ajungeam, oamenii spuneau, mă încurajau, băi, faceți-mă ceva ca să creșteți consumul pe piața internă a trufelor, pentru că oamenii nu știu să consume trufe. Și tot asta, bă, ce putem să facem? Și am zis, bă, cel mai simplu este să dăm trufe oamenilor. Cam atât de simplu, știi? Și am zis, hai să facem un festival al trufelor. Pârtești de Jos este o localitate cunoscută pentru bogăția în trufe, care cresc în pădurile din zonă. Astfel, sute de oameni, nu doar din județ, ci și din împrejurimi, cunoscători diamantelor negre, au fost atrași de festival. Și nu au avut ce regreta. Au putut gusta nenumărate bucate alese, bucovinene și nu numai. Toate, bineînțeles, asezonate cu trufe. Pentru început am început cu o ciorbă de hrib, la care avem câteva toppinguri și trufe proaspete, ca să le punem puțin în evidență aroma trufelor. Porc la prățap, nu știu, sarmale, hribi cu smântână, pui cu smântână, un smoker bucovinean de-al nostru tradițional. No, ce o să avem deosebit o să fie balonșul cu trufe, care balonșul practic este o mâncare tradițională ciobănească, să zic așa, de la stână, pe care o poți mânca doar la stână, deoarece acolo ai ingredientele. Și noi l-am adus de la stână aici și îl înnobilăm cu trufe. Nu a lipsit, evident, nici muzica. Mâncarea este foarte bună, ciorba de hrib cu trufe, făcută de domnul care am văzut că l-ați intervievat deja, foarte bună. La fel acolo o să fie puiul cu smântână. Și ce-am mai luat? Trufele de la domnul, care le are deja conservate. Cum este mâncarea? Este foarte bună. Este foarte important că se întâmplă lucrurile astea și la noi, pentru că tot am mers în continuu prin alte țări și prin alte zone, unde mereu fac sărbătorile astea. Ba mistrețului, ba bureților, ba... E bine că se întâmplă și la noi. Și sunt ei la început, dar cred că sunt pe drumul cel bun. Organizatorii spun că efortul a meritat, iar faptul că oamenii au fost în număr atât de mare i-a convins să continue Festivalul Trufelor și în următorii ani.
Peste 200 de doamne și domnișoare din Galați au pedalat 7 km prin oraș pentru a demonstra că mersul pe bicicletă și cochetăria feminină merg mână în mână. A fost așadar a 5-a ediție a Skirt Bike, un eveniment prin care organizatorii și-au propus să promoveze mersul pe bicicletă. Ați respectat, văd, tematica Hawaii. Ah, da, sigur. Ce aveți pe dumneavoastră? O ghirlandă? O ghirlandă, da. Și fustița? La fel, specific hawaiană? Normal, da. Dumneavoastră le-ați făcut, le-ați primit? Le-am primit de la sponsori. E prima oară când faceți după asta? Nu, nu, a doua oară. Ce v-a făcut? Ce vă place de venit? Păi, ne place să mergem cu bicicleta. Și frumos aranjate. Da, corect. Nu e prima oară, am mai fost și acum 3 ani, înainte de pandemie. Și acum ați așteptat cu nerăbdare să reînceapă? Da, cu nerăbdare. M-am înscris de acum o lună pe internet, pe site-ul lor. De o lună? Mhm. Ce vă place la activa asta? Îmi place ideea de a participa cu fustițe, cu rochițe. Tema? Vă place? Da, foarte mult. M-a încântat când am auzit ieri. Și m-am pregătit imediat. Mie îmi place să merg cu bicicleta, îmi place să pedalez și în natură. Te pregătești pentru cursă? Da. Nu te încurcă rochiță cu bicicleta? Puțin. Ai mai fost vreodată sau e prima oară? E prima oară când vin cu rochia. Noi, partea masculină din Bikers, o să soțim fetele pe traseu, o să asigurăm toată coloana de-a lung, vom flanca până în grădina publică. De aici până în grădina publică, un traseu de aproximativ 7 km. Ne bucurăm foarte mult că după o perioadă în care nu s-a mai desfășurat evenimente în Galați, văd că ia din nou amploare fenomenul ciclist în Galați și este extraordinar de bine, este o bucurie atât de mare pentru noi. Veste bună pentru românii care fac plăți online. Își vor putea achita facturile la utilități prin intermediul platformei ghișeu.ro. Autoritatea care se ocupă de administrarea acesteia a anunțat că operațiunile nu vor fi însoțite de comisioane. Deocamdată, pe site se regăsește un singur furnizor de utilități. De altfel, în prezent, puțin peste 1 milion de români folosesc ghișeu.ro. Aici cetățeanul poate introduce numele de utilizator și parola dacă acestea au fost create, dacă nu poate intra în secțiunea creare cont. Pentru utilități, cetățeanul sau administrația sau asociația de proprietari se loghează. Intrăm în secțiunea de utilități, după care pentru a verifica soldul dăm click pe sume de plată și în acest moment platforma ghișeul.ro apelează baza de date a celor de la Panova și dacă avem facturi de plată, ne apare aici. Numărul celor care își plătesc taxele și impozitele online este la cote reduse, raportat la media europeană. Din 2011 până în ianuarie 2020 erau 500.000 de utilizatori, iar din ianuarie 2020 până astăzi s-au mai adăugat aproximativ încă 600.000. Prin modificările făcute în luna august anul trecut, am extins plaja de plăți din ghișeul.ro asupra tuturor serviciilor de utilitate publică. Servicii de utilitate publică însemnând inclusiv emiterea pașaportului, a permisului de conducere, a plăcuțelor de matriculare, plata taxelor școlare. Drumul până la o relație complet digitalizată cu statul român este însă unul lung. E un prim pas în vederea digitalizării serviciilor publice și ar trebui urmat și de către alte companii care oferă servicii publice, servicii de utilități publice. România este astăzi pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare. În continuare sunt mulți cei care n-au auzit de această posibilitate de a relaționa cu instituțiile statului. Am auzit de ea, dar nu o folosesc. Nu mă prea pricep la tehnologie și la astea, cu toate că sunt utile. Nu o folosesc, știu la ce
ce servicii oferă, dar nu folosesc. Am încercat la un moment dat și nu era foarte greu, am reușit să mă descurc, era cam complicat ce se întâmpla acolo. În cei 10 ani de la înființarea ghișeul.ro, România a efectuat plăți totale prin intermediul acestei platforme în valoare de aproape 200 de milioane de euro. Hotelierii români nu au ratat nici în acest an șansa de a câștiga bani și în septembrie mai toți s-au înscris în programul social Litoralul pentru Toți. Încurajați de faptul că în această vară cei mai mulți români și-au petrecut vacanța pe litoralul românesc și nu au mai plecat în străinătate din cauza pandemiei, hotelierii au pregătit oferte speciale la prețuri reduse pentru cei care încă nu au reușit să plece în concediu. A fost o vară dincolo de așteptările hotelierilor, care a adus în stațiuni cu o treime mai mulți turiști față de anul trecut. Cele mai căutate au fost Mamaia și Eforie Nord, care au cumulat aproximativ 35% din totalul rezervărilor făcute la mare. Durata medie a sejurului în acest an a fost de 5,4 zile, similară cu cea din ultimii 2 ani, iar valoarea medie a pachetului turistic a fost de 470 de euro. Încasările hotelierilor au întrecut orice așteptări. Să spunem per total, în jur de 30-40% față de anul precedent. Hotelul nostru a fost perceput ca un loc foarte sigur și s-a văzut în gradul de ocupare. Cei mai mulți turiști la Marea Neagră au venit din București, podiumul fiind completat de județele Timiș și Cluj. În top 10 mai intră județele Iași, Brașov, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Bacău, dar și Bihor. Turiștii care au venit din Cluj, din Timiș, din Iași, din Brașov, ca să menționez și alte județe, au petrecut mai multe zile pe litoralul nostru, pentru că nu e așa, dacă tot vii de la mare distanță, atunci și vrei să te bucuri de mai multă vacanță. Un alt trend care s-a accentuat anul acesta este preocuparea mai mare pe care o manifestă românii față de condițiile de cazare, în special față de curățenia din hoteluri, în raport cu prețul plătit pe sejur. Turiștii au fost dispuși să plătească sume mai mari pentru pachet de servicii turistice, dar să beneficieze de servicii de calitate superioară. Am avut și pachete ce includeau demipensiune, acces la microrezervație, la parcul de aventură din stațiunea Neptun. Aceasta este perioada cu cele mai mici tarife pe litoral. Sunt prețuri mici și pentru cei care vin acum, deoarece a început programul social Litoralul pentru Toți, dar și pentru cei care vor veni în vara viitoare, deoarece pot să-și cumpere vacanța de acum prin sistemul Early Booking, înscrieri timpurii. Cel mai ieftin pachet prin programul Litoralul pentru Toți, fără mic dejun, poate fi achiziționat la un hotel de 2 stele din stațiunea Saturn și costă pentru 2 persoane 72 de lei pe noapte, dacă se achiziționează un sejur de minimum 5 nopți. E super, e curat, doar că e rece. În program s-au înscris 42 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoral, care pun la dispoziția turiștilor un număr de aproximativ 3400 de locuri. Doamnelor și domnilor, urmează vești nu tocmai pe placul nostru, al celor care vrem să ieșim afară. Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața. Am din nou, ochi un pic, Daniel, la prognoză, de asta am da, zis. Da, da, dar știi ce? Eu vreau să rămân optimistă și refuz să cred că temperaturile vor fi așa de aici încolo. Bine, nu mai am pretenții nici la temperaturi de vară, dar nici 20 de grade. 20 de grade? 20-21 de grade. 20 de grade vor fi mâine, da. Păi atunci va trebui să ne dai amănunte și să știm cum să ne pregătim pentru astăzi și pentru zilele ce vin. Eu nu vreau să spun să ne pregătim pentru iarnă. Încă. Okay. Vă dau amănunte chiar acum. Astăzi temperaturile vor fi în scădere în aproape toată țara, mai ales în jumătatea de est, acolo unde vremea va fi de-a dreptul rece. Maximele vor fi cuprinse între 15 grade în nordul Moldovei și 27-28 de grade în sud-vestul Olteniei, iar minimele se vor încadra între 3 și 15 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Vor fi și ploi pe alocuri ziua în est, centru și la munte, iar noaptea, în special în sud-vest. În restul țării însă va ploua doar izolat. Capitala acum. Diminețile și nopțile continuă să fie reci în București. Noaptea nu vor fi mai mult de 11-12 grade și ziua o să fie mai răcoare decât normalul perioadei. După cum vedeți pe hartă, nu vom avea astăzi mai mult de 24 de grade. Săptămâna debutează cu temperaturi în scădere. O să fie din nou rece pentru început de septembrie. Iată, doar 20 de grade. Cerul va fi variabil, dar sunt șanse mici de ploaie. Marți, 21 de grade și, chiar dacă pe timpul zilei cerul va fi mai mult senin, valorile termice tot nu se apropie de cât ar trebui să fie în această perioadă. Să mergem acum la munte. Va ploua în Carpații Oriental și Meridional, iar pe creste vântul va avea unele intensificări. Să vedem și temperaturile de astăzi. La Sinaia vom avea 13 grade, 14 grade la Păltiniș, la Predeal, iar la Păltiniș va fi cel mai cald 22 de grade. Ne mutăm la marea noastră acum, dar nu am vești
bune pentru cei ce sunt pe litoral, pentru că astăzi vremea va fi schimbătoare și scad temperaturile și acolo. Maximele se vor încadra între 19 și 21 de grade și noaptea va fi rece cu minime cuprinse între 11 și 14 grade. Cerul o să aibă înnorări și trecător va ploua slab. Apa mării va fi de 20-22 de grade. În Bulgaria, temperaturi de 22-23 de grade în stațiunile de pe harta mea. Cerul și acolo va fi variabil, este puțin probabil însă să plouă. În Lefkada însă ziua de astăzi începe cu ploi slabe, iar după amiază este posibil să apară și fenomene electrice. Temperatura maximă o să fie de 24 de grade. În restul stațiunilor cerul va avea unele înnorări, dar este puțin probabil să plouă. Mulțumesc frumos, Georgia. Și îmi place optimismul tău. Avem nevoie de... Da, vreau să fiu optimistă, da. Să cred că vremea se îndreaptă și că astea sunt așa doar temperaturi. Ai nevoie de un pic de căldură, da, așa? Da, exact, da. Mulțumim frumos. Doamnelor și domnilor, noi simțim nevoia de un pic de publicitate. Ca atare, ne revedem în câteva minute după publicitate. Rămâneți alături de noi. Corcodușele ajută la sănătatea inimii și ne protejează de cancer. Mai mult, magneziul pe care aceste fructe îl au ne ajută să facem față cu brio stresului. Urmează Sănătate cu stil, rubrica realizată și prezentată de colega mea, Luciana Indre. Bună dimineața, le găsim pe toate drumurile, de aceea avem tendința de a le subestima. Trebuie să știm însă despre banalele corcodușe că ajută la întărirea imunității, stimulează activitatea cardiacă și scade riscul îmbolnăvirii de cancer. Mai mult, aceste fructe stimulează digestia, în timp ce fosforul din compoziție ajută la memorie, iar magneziul diminuează stresul. Corcodușul se întâlnește aproape peste tot, chiar și pe marginea drumurilor. De aceea avem tendința de a-i subestima calitățile. Trebuie știut însă că fructele lui micuțe și zemoase sunt foarte sănătoase, având efecte uimitoare asupra organismului. În primul rând, corcodușele sunt bogate în vitamine, așa cum sunt cele din grupa B, vitaminele C, A și E, dar și în minerale precum fier, magneziu, calciu sau potasiu, deoarece conțin aproape 90% apă și calorii puține, sunt recomandate în curele de slăbire, precum și persoanelor care suferă de diabet, întrucât au un conținut scăzut de zahăr, sub 10%. Consumate în stare crudă, corcodușele au cea mai bogată acțiune antioxidantă și antiinflamatoare. Fosforul și magneziul din compoziția corcodușelor ajută la stimularea memoriei și a funcțiilor sistemului nervos, ajutând totodată la creșterea puterii de concentrare. Se spune despre fructe că au rolul de a îmbunătăți funcțiile cognitive și consumul lor este indicat în perioade în care memoria este supra-solicitată. Fierul din compoziție ajută la prevenirea anemiilor și a stărilor de oboseală. Studii recente arată că banalele fructe ajută și la menținerea tinereții. Corcodușele de culoare roșu închis și mov conțin resveratrol, un antioxidant puternic despre care s-a descoperit că încetinește procesul de îmbătrânire. O cantitate de 100 de grame de corcodușe conține aproximativ 3,7 mg de vitamina C. Aceasta ajută la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea infecțiilor. Datorită conținutului lor, bogat în vitamina C, calciu și magneziu, corcodușele sunt recomandate pentru prevenirea anemiilor sau pentru ameliorarea stărilor de oboseală, în vreme ce corcodușele galbene sunt bune pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, cele roșii reduc riscul îmbolnăvirii de cancer. Corcodușele galbene au o mare concentrație de beta-caroten și flavonoizi. Acestea ajută la reducerea presiunii arteriale. Cele roșii au în schimb licopen, element recunoscut pentru eficiența sa în tratarea cancerului. Potasiul aflat și el în compoziția fructului ajută la reglarea activității cardiace. Atenție însă! Corcodușele trebuie consumate cu moderație de către persoanele care suferă de hiperaciditate gastrică, ulcer gastric sau duodenal. Industria jocurilor video din România se mărește de la o zi la alta și săptămânal vine cu noi surprize și lansări de jocuri pentru pasionați. Mai multe detalii aflăm chiar acum la Trend IT alături de Bianca Iordache.
Bun găsit! Iată că toamna vine cu vești bune pentru pasionații de jocuri video. De la exclusivitățile de care se vor bucura fanii Xbox până la jocul săptămânii sau lansările de mult timp așteptate ce vor avea loc perioada aceasta, vorbim cu Bogdan Timuș. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, cum ai spus, a fost o perioadă destul de încărcată exact acum de final de august. Au venit câteva evenimente cu completări pentru E3-ul care a fost în iunie. Atunci lucrurile au fost puțin cam... cu mici surprize, nu cu ceva foarte, foarte mare, dar au lăsat cumva semne de întrebare spre final de prezentare că, băi, când apare acel joc? E bine, a venit Gamescom, care e în fiecare an în Germania, care a venit, așa cum ne așteptăm, cu o tonă de completări. Au venit cei de la Microsoft și au arătat Forza, care este un super joc de mașini pe care foarte mulți oameni și din România îl așteaptă, și am rămas surprins pentru că am urmărit și pe YouTube și am văzut că foarte mulți oameni urmăresc jocul. Apoi au vorbit despre Halo Infinite, care urmează să lanseze în sfârșit, au și spus clar când se lansează pe decembrie 8 cu varianta free-to-play, dar au venit și câteva anunțuri noi, precum noul Saints Row. Și atât. N-am mai avut nimic după. Chiar toată lumea aștepta să fie ceva după, pentru că aveam de la 1 până la 4 și dintr-o dată s-au terminat numele și au apărut nimica. Deci avem un reboot, pentru că acum este o modă de a relua jocurile vechi, de a le pune într-o grafică nouă, într-un motor nou de utilizare, dar aduse cu o nouă poveste sau cu noi mecanici ceva mai modern, dacă e să-l luăm așa. Și Saints Row este unul dintre jocurile care au venit în această nouă eră a jocurilor. Apoi au venit și cei de la Marvel cu o surpriză, un fel de joc în stilul XCOM, așa mai de strategie, cu Marvel Midnight Suns. Un joc destul de interesant, cu un personaj original, creat împreună cu cei de la Marvel, încât să fie cumva integrat foarte bine în poveste și sunt mai toți supereroi din universul Marvel prezenți în acel joc, ceea ce e destul de interesant. Și desigur, pentru fanii din România știu că este nebunie un joc horror pe care l-așteaptă de foarte mult timp. Outlast este o serie de jocuri destul de populară la noi în țară. În sfârșit avem confirmarea pentru cel de-al treilea, care este un multiplayer de data asta. Deci de data asta poți prea împreună cu un prieten. Outlast Trials este confirmat pentru anul următor, undeva în prima parte. Și cam cu toată treaba asta cu Gamescom, cam toate jocurile au fost menționate și targetate în felul ăsta către decembrie anul ăsta. Sunt deja, cred că lansarea e odată pe 7 Dying Light 2, e odată pe 8 Halo, apoi nu mai știu, mai sunt câteva jocuri în decembrie, iar apoi vine o micuță pauză în ianuarie, ai puțin Elden Ring, dar apoi vine februarie cu încă vreo 3-4 lansări destul de majore, precum și Horizon 2 de la PlayStation. Dar a fost prezentat și noul Call of Duty. Da, a fost și prezentarea de nou Call of Duty, care asta vine puțin mai devreme, undeva la începutul noiembrie, care a avut o prezentare de 9 minute, unde a prezentat Stalingradul și, cum am spus data trecută, este despre al doilea război mondial, dar după. Data asta nu este în timpul, este după al doilea război mondial. Desigur, am avut tot felul de jocuri de-astea violente, cu tot felul de chestii realiste, dar trebuie să ne mai și relaxăm cu lucruri mai frumoase, dacă să luăm așa. Probabil că unii oameni au auzit de Pokémon în viața lor, sigur au urmărit, au jucat. Acum au venit cei de la Pearl Abyss, care se ocupă de un MMORPG în prezent, dar mai au și alte jocuri, printre care se numără acest joc numit Dokev, care e un fel de Pokémon, doar că combinat cu ceva simulator de a comunica cu oamenii online, deci un fel de platformă online de a vorbi cu lumea, dar și plin de tot felul de mini-joculețe în toată lumea asta. E o combinație de toate felurile, arată super bine. Asta cred că e cel mai impresionant lucru. Arată foarte, foarte bine, dar este foarte simpatic și nu înțelegi absolut nimic din toată prezentarea aia, dar cumva zice vreau să joc chestia aia, care arată foarte interesant și chiar pare distractiv comparativ cu alte jocuri pe care le știi deja cu ce se mănâncă, dar ăsta este ceva complet nou. Și desigur, n-au lipsit și inovațiile tech, pentru că trebuie să vină și cei de la Microsoft cu ceva destul de interesant. Așa cum vin mereu, fiecare consolă vine cu o versiune specifică celui mai vândut titlu de pe consola respectivă. Microsoft a venit cu o ediție limitată de Halo Infinite, care vine cu un Xbox Series X făcut cu un design aparte și cu un controller la fel, cu un design aparte și cu versiunea nouă de Xbox Controller Elite, care arată destul de bine. Dacă ar fi să facem o recomandare de joc al săptămânii, care ar fi aceea? Ca și joc al săptămânii, cred că ar fi să mergem pe luna asta, pe septembrie. Luna asta apar de fapt două jocuri destul de interesante, și anume Lost Judgment, care este continuarea lui Judgment de PlayStation 4.
despre un detectiv din Japonia care este implicat și cu mafia de acolo și are de afla mai multe lucruri despre ceva organizație. Cumva Lost Judgment este continuarea, nu știm exact despre ce este vorba, dar prin post zic că a fost destul de demențial ca și poveste. Iar pentru cei care preferă ceva mai simpatic ca și aspect, avem jocul Kena, este un indie care are o grafică de film Disney. Este foarte simpatic și apare tot la fel luna aceasta. Mulțumesc, Bogdan! N-ai pentru ce, cu mare plăcere! Acesta a fost momentul din Trend IT. Ne revedem data viitoare, pe curând! Colegii noștri, Iulia și Georgian, ne prezintă o partidă de pescuit într-un inedit concurs. Tata, mama și copiii, pe malul apei, atât ziua cât și noaptea, încercând să scoată pești mari din lapele lacului din comuna Dănești. Cum a decurs concursul Family și cât de apreciat a fost berbecul la proțap gătit pe malul lacului, vedem chiar acum în rubrica Încărlig. Septembrie, prima lună de toamnă, prima lună de pescuit intens la crab. De ce? Simplu, în această perioadă mustăcioșii se hrănesc în vederea hibernării. Și asta pentru că iarna, când apa scade sub 7 grade Celsius, aceștia se bagă în mâl și așteaptă vremuri calde. Este ora 21, iar noi, alături de Andrei de la grupul Hai la Pescuit, încercăm să ajungem în localitatea Dănești, județul Călăraș, o localitate uitată de lume. Aici o salbă de 8 lacuri fac deliciul pescarilor. Sunt cele mai bune bazine de scos pește la undițe și lansete. Oprim pe bazinul 6. Aici, un concurs inedit, unde echipele sunt formate din soț, soție și copii. Ia zi, ați prins ceva pește? Nu. Hai de capul, mă! Noi un pește! Voi un pește ați prins, bravo! Nu stăm prea mult la șuetă, că o echipă încearcă să scoată un amur din apa iazului. Asta după ce am aflat că un prieten al rubricii noastre, Piticul, a scos un amur de 12,5 kg. Singura trăsătură. Singurul pește. Singurul pește. Când noi ne deplasam către baltă. Dar ne mulțumim și cu această recuperare. E nenorocit tenul. Tenul, da. Sus! Sus! Ăla e. Ăla e. Menule! Yo! Menule, ten! O, oh, ce frumos! Frumos exemplar de amur, de vreo 6 kg. Văzând cum stau lucrurile, să aflăm câte ceva despre iazul pe care se desfășoară concursul. Dar credeți că putem? Asistăm la un nou drill. Da, ce cară sus. La ce arăt? Plastic, la boabă de porumb. De silicon. De silicon, da. Iulia reușește să afle ce își dorea. Ce ne puteți spune despre lac? Bazinul Piscicol Lac de Dănești are o suprafață de 6 hectare, o populație de 1,5 tone pe hectar, predomină crapul comun și tenul. Alte specii avem sturion, caras, biban, șalău, plătică, roșioară. Interesant concurs! Domnii la lansete, doamnele la mincioc, dar și la tigaie. Cineva trebuie să facă și de mâncare pe baltă, iar aceia nu sunt bărbații. Doamnele fac mâncare. Eu sunt cu mâncarea. Că... Păi, trebuie cineva să-i alimenteze ca să poată să prindă pește mare. Okay. Să sperăm că vin și la mare. Nu așa, dar mama e. L-am ridicat, băi. Doamna se ocupă de... Da, da, da. De bucătărie. Mezamplas cu deseară. Ați prins ceva până acum? Avem vreo 6-7 pești. Și cred că am mai scăpat vreo 6. Și unul mai adine oricărei joama. I-ați păstrat sau i-ați trimis în apă? Momentan i-am păstrat, așteptam cântarul. Cel mai greu pe care l-ați luat, l-ați cântărit? Nu, n-am cântărit. Acum să vină cu cântară, da. Mai avem parte de ceva drilluri în nocturne, unde camera de filmat ne dă puțin de furcă. Dar frumusețea recuperării din apa unor capturi de crap mari face să uităm de problemele tehnice. Să trecem și pe la membrii clubului Hai la Pescuit, care ne dezvăluie despre ce este vorba în acest concurs.
Sunt aici alături de Andrei și Mihai de la Clubul Sportiv Haila Pescuit. Ce ne puteți spune despre concurs? 18 standuri, baltă nouă, pește nou, nu să vedem ce se întâmplă. Un concurs de familie, soție și copii. Tocmai că suntem foarte mult timp plecați pe la pește, pe la tot felul de părți, și soțiile noastre se întreabă pe unde suntem, unde umblăm și ce facem. Și acum ne-am gândit să le luăm și pe ele cu noi, să vadă exact ce facem, ce se întâmplă la o parte de la pescuit de 48 de ore. Urmează dimineața și se pare că o să avem o zi cu drill după drill la crap. După atâtea satisfacții pescărești, urmează și satisfacția culinară. Un frumos berbec la proțap, din care toată lumea s-a ospătat. După un așa ospăț, mai urmează ceva recuperări și cântăriri. O zi frumoasă, un concurs asemenea, cu atât mai mult cu cât protagoniștii sunt în familie. Stau pe malul apei, în aer curat, într-o natură virgină, fără gunoaie, dar cu mult pește în bețele de pescuit. Mergeți în natură și profitați de clipele frumoase de pescuit și veți avea, cu siguranță, încârlig. Aceasta a fost ediția de astăzi de Focus la Prima Oră Special. În emisiunea Ora de Profit de la Prima TV, moderată de colega mea Adriana Nedelea, veți afla cele mai noi informații economice și veți primi detalii despre cele mai căutate joburi ale săptămânii. Emisiunea este astăzi, de la ora 12. Vă reamintim că pe noi ne puteți găsi pe Facebook, Focus la Prima Oră, pe WhatsApp și Telegram, la numărul de telefon 0720111199 sau pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Nu uitați că ne puteți urmări și pe platforma Prima Play. Rămâi pe Prima TV, noi ne revedem mâine dimineață de la ora 7 fix, la Focus la Prima Oră. Un weekend absolut minunat, în continuare vă doresc. La revedere!